Bună seara, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu. Oricum ar fi, simțiți-vă ca la voi acasă, luați-vă o gustare, luați-vă ceva de băut, așezați-vă comod la voi în pat, pentru că începe o nouă poveste horror, după cum v-am obișnuit. Înainte de a povesti, vreau să vă rog să nu uitați să vă abonați, dacă încă nu ați făcut-o, să apăsați pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când eu o să postez un videoclip. Bineînțeles să distribuiți pentru că mă ajută enorm de mult. Poate printre prietenii voștri sunt și persoane care iubesc astfel de clipuri și mi-aș dori să intre în comunitatea mea de prieteni. Legenda din această seară este una dintre cele mai faimoase legende din Mexic, care a inspirat și un film. Sunt sigură că marea majoritate ați auzit de această legendă sau cel puțin ați văzut măcar o dată filmul. Eu una l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. O să vă spun la sfârșitul clipului și ce am pățit eu în seara când m-am uitat la film. Bineînțeles, este un pic diferit de legenda în sine, dar într-adevăr este un film care îți provoacă mult suspans și chiar te îngrozește. Deci, da, legenda despre care o să vorbim în această seară este legenda femeii care plânge, după cum este numită de noi românii, dar numele ei este El Lamento de la Llorona și prin America de Sud este super cunoscută această legendă, oameni care chiar cred cu tărie în ea și în tot ce ține de această legendă. Spre exemplu, sunt oameni care spun că le-a ieșit în cale această femeie și au fugit de-au rupt pământul ca să nu fie omorâți. Sau oameni care pur și simplu s-au rugat la Dumnezeu să nu le scoată în cale această femeie. În această legendă este vorba despre o femeie indiancă care cu foarte, foarte mult timp a venit în Noua Spanie pentru a-și reface viața. Fiind foarte săracă, a plecat de acasă cu gândul la mai bine. Această femeie, ajunsă pe tărâmuri spaniole, s-a îndrăgostit de un bărbat frumos, înalt, cu o poziție socială foarte bună, mai exact un cavaler nobil spaniol, care i-a furat mințile din prima clipă. Ce-i drept că nici ea nu a fost o femeie urâtă, a fost o femeie frumoasă, cu forme și foarte isteață. După cum i-am spus, ea nu era de origine spaniolă, iar acel minunat cavaler a pus ochii din prima pe ea. Bineînțeles că acest tânăr cavaler a hotărât să continue această relație și după un an de zile cu această femeie, cu o singură condiție, să se vadă pe ascuns și să nu spună femeia nimănui despre ceea ce s-a născut între ei. Din fructul mare al dragostei lor au ieșit trei copii. Trei copii frumoși și foarte iubiți de părinții lor, dar mai mult de mamă. Această femeie iubea nespus pe copii, poate o iubire greu de explicat în cuvinte, o iubire neînțeleasă de nimeni. Îi adora, îi diviniza. Ar fi fost în stare să facă absolut orice pentru copiii ei. În ultimul timp, femeia a văzut că relația dintre ea și soțul ei nu prea mai merge și că în ultimul timp au fost ascunse foarte multe lucruri, au ieșit la iveală foarte multe minciuni și femeia, bineînțeles, că a vrut să fie și ea în rând cu lumea, pentru că în acele vremuri era ceva normal să ai o relație cu un bărbat, dar să fie legalizată, să fie căsătorită acea femeie, mai ales dacă femeia respectivă avea copii, nici de cum să nu fie o relație pe ascuns, ca și cum, nu știu, ar fi doi adolescenți. Femeia, iubindu-l foarte mult pe acest bărbat, l-a tot întrebat când o să-și oficializeze relația, când o să se căsătorească, pentru că și-ar fi dorit foarte mult un tată pentru copilașii și, bineînțeles, un soț iubitor și grijuliu pentru ea, care încetase de mult a mai fi unul. Dar bărbatul, de fiecare dată când era întrebat despre căsătorie și despre legalizarea relației, la de bir cu fugite sau pur și simplu nu-i răspundea. Femeia a tăcut și a înghițit foarte mult timp. Până într-o zi, când bărbatul a plecat și nu s-a mai întors. După ceva timp, femeia a aflat că bărbatul își găsise o femeie de teapa lui,
o femeie bogată cu care se însurase. Inima femeii, când a aflat că soțul ei o părăsise pentru o altă femeie, a fost fâșiată de durere. Mințile au fost întunecate, iar ea a luat cea mai proastă decizie pe care ar fi putut să o ia o femeie în toată viața aceasta și mai ales o mamă pentru cei trei copii frumoși pe care avea. A hotărât să își omoare cei trei copii ca drept răzbunare pentru tot ceea ce-i făcuse bărbatul ei. Știind că bărbatul, cu toate că pe ea nu o iubea și că doar se folosise de ea pentru formele pe care le avea și pentru a-l ajuta să treacă mai ușor prin criza prin care trecuse, pe copii iubea și iubea mai mult decât pe ochii lui din cap. Iar ea știu cel mai bine cum să se răzbune. Și a luat copiii într-o după masă, i-a dus la râul din apropierea locuinței ei, le-a cerut iertare, i-a luat în brațe, copiii fiind mici, neînțelegând prea multe lucruri din ceea ce ea, din ceea ce vrea să le spună mama lor, le-a spus că o să-i scalde în acel râu, iar odată ce copiii au intrat în apă, i-a necat, fără niciun fel de regret sau fără nicio milă. Că iubirea pentru soțul ei a fost mult mai mare decât pentru cei trei copii. După ce s-a dezmeticit din nebunia ei și după ce a realizat că își ucisese copiii, știind că nu poate trăi cu acest păcat pe suflet, femeia a hotărât să își pună capăt zilelor, fără a se gândi de două ori. Din păcate, așa s-a terminat povestea tristă de viață a femeii care și-a ucis cei trei copii. Răzbunarea nu a dus-o nicăieri, pentru că soțul ei a rămas tot cu acea femeie, iar viața copiilor ei și a ei din acel moment încetase. Și oamenii locului spun că noaptea, după ora 12, femeia umblă pe marginea râului și prin orașele învecinate, pe străzi, prin sate, plângând, urlând și scoțând sunete ciudate pentru a-și căuta copiii morți. Sufletul ei nu a avut liniște nici după moarte. Și păcatul greu care i-a inundat mintea și sufletul au făcut-o pe femeie să revină din lumea de dincolo, în lumea aceasta, să-și caute cei trei fii pe care i-a ucis. Oamenii care au auzit de această legendă sau ba chiar au văzut această femeie spun că plânsul ei și bocetele seamănă cu niște miurlături de pisică sau cu niște sunete scoase de animal. Se spune că plânsul și țipătul ei este atât de puternic și de înfiorător încât mama își părăsește proprii copii luându-l la fugă fără să mai uita în urmă. Iar la Gerona îi poate răpi și duce pentru totdeauna în infern alături de ea. Încă urlând, plângând și tânguindu-se, sufletele copilașilor pe care ea i-a ucis, îi vor auzi durerea și se vor întoarce la ea. Sunt oameni care spun că au fost victimele acestei femei, dar au avut noroc și au scăpat. Vreau să vă las un filmuleț în care această femeie apare noaptea pe un câmp în fața unei mașini. Sunt sigură că ați mai văzut acest clip, pentru că a fost foarte viral pe internet. Mulți oameni îl confundau cu un clip în care o vrăjitoare care făcea farmece în mijlocul deșertului a fost deranjată și a venit la persoanele respective care se aflau acolo pentru a-i speria, sau alții spun că e o imagine fake, că e un video fake și că nu are nicio relevanță cu adevărul. Sunt sigură, după cum am spus, că l-ați văzut, dar sunt sigură, în același timp, sunt sigură că nu ați știut că este vorba despre fantoma la Geronei. Vă las să vă uitați și comentăm după aia.
Nu, 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 clip puteți auzi clar cum la Iorona plânge și își caută copiii scosând sunete foarte ciudate. Iar în acest clip, un băiat care a ieșit pe stradă să se plimbe a zărit-o în fața lui la câțiva metri. Dragii mei, clipul este destul de înfiorător. Pe mine una m-a speriat de prima dată de când l-am văzut. Într-adevăr, femeia din imagine aduce mai mult cu o bătrânică decât cu o fantomă a unei femei, pentru că la Giorona a murit tânără fiind, dar nimeni nu știe dacă într-adevăr este adevărată la Giorona sau într-adevăr o bătrână care făcea vrăji în toiul nopții. Cert este că locuitorii orașului Astecas ne spun că cei care au mers și au vizitat mormântul femeii s-au lovit foarte tare de sunetele plânsului ei care iasă din pământ. Mormântul fiind într-un loc părăsit, mai exact în mijlocul deșertului. O să vă las și câteva poze să vedeți. Priviți, acesta este mormântul. Este un loc super straniu pentru că nu prea pare a semăna cu un mormânt. Toți cei care au trecut pe aici și oameni care au auzit de la alți oameni spun că seara, și nu doar seara, dar mai ales noaptea, seara, după ce a sfinte soarele, se spune că din pământ, din mormânt, se aud plânsete și strigăte cum acea femeie își strigă copiii. Oamenii locului unde a fost îngropată la Giorona, ca să scape de spiritul ei cu foarte mulți ani în urmă, când ea a fost înmormântată, au hotărât să facă o biserică în curtea mormântului. Au ridicat o biserică, au îngrădit-o și au pus mână de la mână ca să aducă un preot pentru a sluji acea biserică și locul. Un timp îndelungat nu s-au mai auzit sunete, nu s-a mai auzit nimic despre femeia care a înnebunit tot locul. Dar la câteva luni după construirea bisericii, la Giorona a revenit. După cum vi-am spus, eu m-am uitat la film, era să spun serial, acum un an și ceva. Și vreau să vă spun că cred că era toamna afară, dacă nu mă înșel. M-am uitat, bineînțeles, după ora 10. Cred că era trecut și de ora 11. Logonicul meu dormea, ca să nu-l trezesc, am
plecat în cealaltă cameră să mă la film. Între timp mi s-a făcut poftă de o țigară, m-am dus în bucătăria mea, prin țigară, am fumat și m-am uitat la film. Cred că mai aveam jumătate din film. Între timp am realizat că am rămas fără suc și mai avem și câteva țigări în pachet. M-am hotărât să merg până la chioșcul din fața blocului, să cumpăr o sticlă de suc și un pachet de țigări. M-am gândit, zic, ce să fac? Să-mi iau telefonul cu mine, să continui filmul până ajung la magazin să mă uit sau să las acasă să mă uit când vin? Nici eu nu știam ce să fac. Până într-un final m-am hotărât greu, dar m-am hotărât să iau telefonul cu mine, să-mi iau și căștile și până ajung la magazin, pentru că nu e chiar în fața blocului, eu un pic de mers până la magazin, să mă uit la continuarea filmului și aia e. Vreau să vă spun că în momentul în care m-am îmbrăcat și am ieșit pe ușă, eu la telefon am mai avut 45% baterie. Țin minte perfect și acum acest lucru. Am coborât scările, am ieșit din scară și când am ajuns pe la jumătatea drumului, cu căștile în urechi și cu telefonul în față, fiind atentă la ceea ce se întâmplă în film, credeți-mă pe cuvântul meu de onoare că în momentul ăla s-a stins telefonul. Și, repet, am avut 45% baterie, telefonul era destul de nou, era achiziționat de puțin timp, deci nu avea cum să fie din cauza bateriei, să se fi supraîncălzit bateria și să se fi stins așa din senin, deci nu a avut nicio legătură. Ceea ce pe mine m-a pus pe gânduri a fost faptul că în momentul când am ajuns la magazin, am cumpărat ce am avut de cumpărat, iar după ce am plecat de la magazin, mă rog, eram încă în fața magazinului, dar după ce îmi dăduse femeia produsele, am încercat să reaprind telefonul și nu mergea. Îmi apăreau tot felul de dungi roșii pe ecranul telefonului. Niște dungi care, în mod normal, nu mi-au apărut niciodată și nu ți-ar apărea nici dacă ți s-ar sparge display-ul la telefon. Adică a fost ceva super ciudat. În fine, nu am dat prea multă importanță, m-am gândit că totuși o fi din cauza bateriei, zic, s-o fi întâmplat ceva. L-am băgat în buzunar și mi-am continuat drumul, pentru că la magazinul respectiv nu au avut să țigările care le-am vrut eu. M-am dus la celălalt care era la 15 minute distanță de apartamentul meu. Când am ajuns la mijlocul drumului, către celălalt magazin, căștile încă mi erau în urechi, telefonul mi era stins în buzunar, deci nu avea ce să fie și ce se întâmple, vă spun sincer, pentru că știți că sunt sincer și ați văzut destul de multe vloguri ale mele, că în secundă respectivă am auzit în telefon, în căști, ca un fel de șoapte. Ca un fel de șoapte într-o limbă necunoscută, pe care nu o mai auzisem până atunci, sau cel puțin așa mi se părea mie, că sunt niște șoapte într-o altă limbă. Vă dați seama, m-am speriat, pe moment am fost și speriată, am fost și șocată, nu știam dacă se aude de la mine sau e cineva în spatele meu. Mergeam un pas, doi, mă uitam în spate, nu era nimeni, vă dați seama, era trecut de ora 11, nu era nici naiba pe stradă, plus că era și foarte, foarte, foarte frig. Am ajuns la magazin, am cumpărat ce am avut de cumpărat și am ajuns acasă. Am plecat către casă. Când am ajuns în scara blocului, culmea, becul din scară se arsese. Exact când am pus mâna pe întrerupător să-l aprind, s-a ars becul, n-a fost niciun fel de problemă, asta da, se mai întâmplă. Am ajuns acasă, am intrat în casă și după ce m-am dezbrăcat și m-am pus în bucătărie pe scaun, mi-am pus un pahar de suc și am continuat. Am rămas proastă. De ce vă spun că am rămas proastă? Pentru că telefonul fiind pe masă, lângă mine, ca și cum, spre exemplu, bricheta asta, să spun că e un telefon. Telefonul era pe masă lângă mine, eu eram cu țigara în mâna dreaptă și cu mâna stângă pe pahar. Telefonul s-a aprins singur de la sine. Nu vi-am povestit întâmplarea asta în episodul cu întâmplări paranormale, pentru că am vrut să o țin special pentru acest vlog. În momentul acela m-am speriat. M-am dus la întrezi pe logonicul meu și am povestit ce s-a întâmplat. El mi-a spus că stai liniștită, nu e nimic grav, nu mai e și paranoia, bineînțeles, el fiind un sceptic în legătură cu lucrurile astea. Clar pe telefon că baterie aveam 45%. Nu m-a crezut. Am făcut ce a făcut, am vorbit. Până la urmă am mâncat ceva, s-a pus din o să dormă, iar eu vrând să-mi continui filmul fără niciun fel de problemă, când se intru din nou în serverul cu filmul, s-a stins din nou telefonul singur,
Iar când l-am redeschis din nou, iar când l-am reapărut, eu în acea seară am trăit coșmarul vieții, pot să spun așa, pentru că efectiv m-am tot gândit la acel telefon și la faptul că nu-l mai puteam aprinde. Adică îl băgasem la încărcat și nu se mai încărca. Încărcătorul mi-era bun, pentru că încercasem și cu telefonul iubitului meu și nimic. Lucrul acesta m-a speriat și m-a făcut să nu pot să închid un ochi până la 4 dimineața. Bineînțeles că în tot acel timp încă aveam în mintea mea cele șoapte care nu vi le pot reproduce, ci le-am auzit în căști. Și am spus eu la acel moment că filmul, așa am crezut eu, repet, nu vreau să-mi iau hate, filmul a fost blestemat, nu știu, sau toate lucrurile, întâmplările din jurul filmului au făcut în așa fel încât să-mi dea impresia că acel film a fost blestemat și că persoanele care se uită la el sigur pățesc ceva. Adică nu găseam logica acestor lucruri. Pentru că a doua zi dimineața m-am trezit, toate bune și frumoase, telefonul era încărcat 100%, mergea, culmea, era încărcat, repet, era încărcat, aprins. Iar eu în momentul când seara l-am pus, l-am încărcat, era stins, se stinsese și nu, efectiv nu mă intra curent în telefon. Iar când am intrarea cu acest film, eu m-am gândit că vi-am spus, oricum filmul e super horror și vi-l recomand să vă uitați, chiar așa se scrie, la Girona. Nu știu, pe mine m-a marcat treaba asta și poate vă dați seama și din mimica mea, și din gesturile mele, și din vorba mea, și din gesticulațiile mele că nu mint și că chiar s-a întâmplat ceva super aiurea și super straniu. Și ceea ce e culmea e faptul că am mai vorbit cu cineva care mi-a spus că a pățit cam la fel același lucru, doar că într-un alt fel de mod. Nu vreau să povestesc pentru că nu mi-am cerut acordul. Deci, încă o dovadă, încă o explicație că filmul ar putea fi blestemat sau bântuit sau cum vreți voi să-i spuneți. Chiar sunt curioasă dacă și vouă vi s-au întâmplat astfel de lucruri sau mi-aș dori să vă uitați și voi la film asta în caz că vă doriți să vă uitați. Și să-mi spuneți în comentarii, după ce v-ați uitat la film sau, nu știu, să-mi scrieți pe privat, dacă ați pățit ceva sau dacă vi s-a întâmplat ceva în timp în care v-ați uitat la film sau după sau mai știu eu că. Cam asta este povestea la Gerone și cam asta este legenda. După cum vi-am spus, oamenii din acele zone încă și acum mai cred în ea și încă și acum se feresc de ea. Iar oamenii care încă o aud fug de ea înainte ca ea să ajungă prea aproape de ei. Pentru că ce plânsul ei, cu cât se aude mai din depărtare, cu atât e mai aproape de casa ta. Iar cu cât plânsul ei se aude mai aproape de casa ta, la Girona e mult mai departe de tine. Așa că cel mai bine ar fi să te ferești decât să ajungi să te găsești. Astea fiind spuse, până data viitoare, Bianca vă pupă, vă îmbrățișează, vă dorește o noapte bună și până data viitoare când o să ne revedem cu o nouă legendă, vă spun să aveți grijă de voi, de unde umblați și de cine dați cu ochii.